În conformitate cu adresa primită de la Centrul Național de Conducere și Coordonare a Intervenției pentru asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor, se permite elevilor din clasele A8, A12 a 8 a 12 și A13 domiciliați sau care au reședința în unitățile administrativ-teritoriale carantinate zonal, Tăuțimăghirăuș, Măgherăuș, Recea și Coltău, cu localitățile aparținătoare și care sunt înscriși la unități de învățământ de pe raza municipiului Baia Mare, să participe conform calendarului de organizare și desfășurare la susținerea probelor de la simularea evaluării naționale, respectiv la susținerea probelor de la simularea examenului de bacalaureat, deplasarea la susținerea probelor se va realiza în baza declarației pe proprie răspundere sau în baza carnetului de elev avizat pentru anul școlar 2020-2021. În funcție de evoluția situației epidemiologice, în unitățile de învățământ preuniversitar vor fi actualizate